Recording in progress. Bună seara, dragii mei! Mă bucur să revenim împreună după o perioadă destul de grea, zic eu. Personal am trecut prin valea încercării COVID-ului. L-am simțit din plin. Pot să mulțumesc Bunului Dumnezeu că a avut milă de mine, de familia mea, și suntem la finalul acestei perioade de restriște și jale. Și evident că în seara asta nu pot să debutez sau să redebutăm cu aceste emisiuni decât cu prietenii mei apropiați, cărora le mulțumesc că au fost mereu, mereu, în fiecare zi câte un mesaj alături de mine, ceea ce mi-a dat un tonus extrem de bun. Bună seara, domnule Truță, mulțumesc mult pentru perioada petrecută în acea, ca să zicem, perioadă de chin, mulțumesc pentru dialog, mulțumesc pentru încurajări. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit! Domnul Ferraru, de asemenea, un om deosebit care m-a așteptat ca să reluăm activitatea și mă bucur să-l salut, mă bucur că, deși l-am chemat târziu, a venit și a răspuns afirmativ. Avem foarte mult de lucru. Avem suflet de român și trebuie să fim corecți. Bună seara, domnule Ferraru, bine ați venit! Bună seara, domnule profesor, și bine ați revenit! Și evident, prietenul meu, Eugen Sechei, un agnostic care mai rebel, mai curios, mai îndrăzneț. Mulțumesc frumos pentru toată încurajarea în această perioadă și sper să vă răsplătească Bunul Dumnezeu la toți eforturile pe care le-ați făcut. Bine ai venit! Da, da. Bine te-am regăsit! Dragii mei, evident că astăzi vom avea o emisiune și o ediție specială numită Ce facem cu România noastră? Eu mă consider român. Și de aceea îmi permit să mă duc din nou spre Biblioteca lui Dumnezeu și să povestim despre situații similare în istorie în care general de armată sirian, tot o plagă, asta a bătut asupra lui lepra, se îmbolnăvește. Și Biblia ne spune că acest om avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul de pe sirieni. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și sirienii ieșiseră încete la o luptă și aduseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman, Naaman fiind de fapt acest general. Și a zis stăpânei sale, o, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Cât de banal, cât de banal. Bineînțeles că generalul, ca orice om normal, se duce la doctori. Așa cum erau ei la vremea respectivă apreciați. S-a dus prima dată ca un om supus la stăpânul lui și a cerut voie să se ducă la Samaria. Și evident, a plecat spre Samaria, luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur, 10 haine de schimb. Și a dus o scrisoare împăratului lui Israel. Acest împărat care respecta pe cel din jurul lui a spus, dar ce eu pot să omor și să vindec, să înviez? Dar, la un moment dat, după ce a citit scrisoarea, își făcea probleme pentru bietul general. Și totuși, prorocul anunțat de către fetiță trăia. Și Elisei se numește, a trimis să-i spună solului sirian, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Fantastic! Înțelegeți voi oare cât de simplu însemnează să asculți și, bineînțeles, acest Naaman s-a mâniat. Și
și după ce s-a mâniat, a zis: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului, își va duce mâna pe locul rănii și vă va vindeca lepra. Ce pretenții oare avem noi ca români? Să vină șeful cel mare și să ne vindece. Când îi se transmite: domnule, du-te, fă un vaccin, du-te, ia un medicament, du-te, respectă specialiștii. Nu sunt toate râurile de putare și putare și putare și bolborosește tot felul de chestiuni. Și vine un slujitor și spune la un moment dat: ce te costă să te duci să te scalzi de 7 ori Iordan? Și ascultarea face mai mult decât jertfa. Se duce, se scaldă de 7 ori în Iordan și scapă de lepră. Întrebarea care se naște din această mică parabolă, nu am intrat în toate detaliile pentru că nu ăsta este scopul, este: ce facem noi românii? Ce facem cu generalul nostru? Domnule Ferraru, ai fost general în armata română, bineînțeles cu ghilimelele de rigoare. Ce facem cu românii noștri? Cum îi educăm? Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Ce facem? Ce datorii avem față de ei? Grea întrebare. Dacă n-ar fi grea, nu ți-aș fi pus-o. Ce facem cu România noastră? Eu zic că prima dată trebuie să ne gândim fiecare ce facem noi cu viețile noastre. Fiecare, persoană cu persoană. Să ne uităm undeva în adâncul gândurilor noastre și să ne gândim ce facem noi. Nu am fost general niciodată, dar pot să vă spun că un viceamiral din Portugalia, când a venit în România mai zilele trecute, a pus o întrebare: câți oameni mai trebuie să moară ca să înțelegeți că sunteți într-un război? Sorine, ce părere ai tu? Ce face în România noastră? Lăsându-i la o parte pe oamenii care, într-adevăr, ar trebui să aibă fiecare în parte grijă de ei, este dramatic ce vedem în imaginile televizate în fiecare seară. Este dramatic cum arată sistemul nostru sanitar după de 30 de ani de așa zise reforme. Asta este partea îngrozitoare. Noi nu suntem cine pregătiți. Este de vină? Că totuși, cine este de vină? Că este un vinovat. Noi nu putem, dacă nu mergem să tăiem rău de la rădăcină, niciodată nu o să înțelegem că suntem pe drumul pieirii. Deci există și o vină colectivă la un moment dat, pentru că există foarte multă toleranță în societatea românească, din păcate. Și foarte, foarte multe lucruri nu ar trebui să fie tolerate. Adică lucruri care nu au fost tolerate în trecut, acum nu mai contează. Eugen, ce părere ai tu? Tu ești un om care a cutreierat pământul lung și lat. Ce facem cu România? Ce facem? Eu am un punct de vedere puțin diferit. Am lansat și un mesaj pe WhatsApp colegilor mei de la liceu și le-am spus: eu cred că românii, mai ales cei de vârstele noastre, am fost vaccinați pe timpul comunismului, am fost vaccinați cu scepticism. Un scepticism, din păcate, care este puțin prea pasiv pentru gustul meu, dar întotdeauna, deci începând din acele timpuri de tristă amintire și în cele mai recente, suntem absolut sceptici la orice vine din partea autorității. De ce? Fiindcă niciodată nu ne-au dovedit contrariul. Nu ne dovedesc nici acum, pretind că ei gerează o problemă pe care de fapt nu o gerează, își demonstrează niște veleități de dictatură care sunt la un nivel nemai experimentat de mine, deci referindu-mă din nou și la anii 80, la anii 70 prin care am trecut.
Deci dacă vorbim ce trebuie să facem cu acești români care nu se vaccinează prin forță, consider că ei mai au încă acel vaccin care a fost inoculat pe timpul comunismului. Rămânem sceptici în continuare, forță. Fiindcă... Atenție! Până ajunge să vorbim despre forță, atenție! Trebuie să înțelegem că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Ce facem cu educația? De la cine învățăm? Sorine, de la cine învățăm? Aici e problema. Mai avem din modele. Din păcate, nu cred că la capitolul COVID avem de la cine să învățăm, pentru că există foarte multă derută și în țările civilizate, după cum vedeți. Exact. Adică ăsta este un subiect pe care nu stăpânește nimeni. În realitate, când vezi două eminențe cenușii în domeniul medical care se contrazic pe tema asta, nu poți să ai pretenția, și vorbim de state civilizate, nu poți să ai pretenția ca poporul să aibă revelații de la o zi la alta și să știe care este calea de urmat. Cum stăm cu manipularea, domnul Ferraru? Foarte bine. Peste tot există. Pe toate posturile, manipulare ca în acești un an jumătate nu am văzut. Nu am avut cunoștință, nu am studiat ca până astăzi, pe care o văd. Manipulare care induce frica în fiecare. Cred că românul nostru, noi ca persoane, ar trebui să scăpăm de fricile pe care le avem și să ne punem puțin mintea la contribuție. Să nu mai așteptăm cu mâinile în sus să vină cineva, în afară de bunul Dumnezeu, bineînțeles, care ne dă minte, să facă ceva. E prea târziu. Oare nu se pronunță prea multă lume despre acest COVID? Întrebarea mea este următoarea, una foarte dură, și sper să fiți capabili să-mi dați un răspuns, să mă luminați, că eu, fiind în convalescență, mi se spune că mai o lună de zile va fi foarte greu să-mi revin. Dacă sunt atât de deștepți o clasă politică implozată, care este incapabilă la dialog, incapabilă să meargă pe o direcție corectă, demnă, explicată, civilizată, fără forță, că vezi, Doamne, Tu ești acum la putere, întrebarea mea este de ce nu dau o lege să nu mai vină COVID în România? Eugen, doar sunt oameni politici. Pot să dea, nu? Se pricep la toate, această clasă indiscutabil esoată, indiferent ce partid discutăm, indiferent despre președintele României care a spus că statul României e esoat. Cine e șeful statului român? Eu? Nu sunt. Întrebarea mea este, de ce nu dau o lege să nu vină COVID-ul? Ei nu pot să dea nici măcar legi care respectă Constituția. Dau HG-uri care nu pot fi aprobate de un guvern care este interimar. Deci comit niște... Atenție aici, să nu intrăm în detaliile tehnice, pentru că n-ai dreptate. HG-ul poate să dea. Nu poate să dea ordonanță de urgență. Să nu ne băgăm în detalii de astea, că ne prindem urechile și ne facem de rușine. Am întrebat simplu, nu intrăm în alte detalii. De ce? Pentru că nu ascultă de specialiști. Am dreptate, Ferrarule. Poate să dea un parlament eșuat o lege prin care se interzică COVID-ul? Nu, că va fi atacată la Curtea Constituțională. În primul rând nu poate, pentru că asta e o nebunie. Permiteți-mi să vă spun. Asta dovedește limitarea omului. De ce? Că se suscite specialistului. Sorine, poate... De ce această clasă infatuată, de-a dreptul grobiană, de ce nu dă o lege să interzică COVID-ul? Că doar se pricepe la tot. Uitați-vă la toate televiziunile când i-auzi, inundă cu tot felul de idioțerii. Salvarea ar trebui să vină din mediul medical și, din păcate, acolo nu există coerență. Mi-ar plăcea să văd medicii că totuși sunt într-un anumit acord, dar faptul că în specialiștii, nu politicienii, că politicienii fac gesturi decorative, adică fac lucruri ca să justifice existența. Dar
când îi vezi pe specialiști că se contrazic, nu mai știi ce să crezi. Haideți că vă spun un episod. Am să împart această, să zicem, evaluare care mi s-a făcut la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara în mai multe episoade. Și astăzi am să mă rezum la unul din ele și să vă povestesc ce însemnează să mergi cu mașina de pompieri sau cu salvarea și să întâlnești pe rampa acelui spital 11 salvări din care să coboare oameni infectați. Atenție, oameni infectați care s-au dus, s-au înregistrat, era o scenă de Auschwitz. Bineînțeles, păstrăm proporțiile și continuăm să vă explic de ce spun treaba asta. Fiecare mi-am dus acolo, am fost luat în evidență, mi s-a luat sânge, am fost trimis la CT și după care, spre surprinderea mea, niște oameni care erau foarte bine echipați, încercau să ne liniștească, să ne spună. Și era un cetățean care avea afecțiuni la 40% din plămâni. Și nu era decis. Omul nu era decis. Rămâne în spital sau pleacă. La care o doctoriță extraordinar și o felicit pentru modul ei de abordare. Domnule, noi ne luptăm cu oameni mai în vârstă să-i ținem în viață. Dumneavoastră, de ce nu înțelegeți? Este alegerea dumneavoastră. Rămâneți aici pentru că altfel pieriți. E o chestiune care vine în contradicție cu acei corifei care vin și spun versi uscate, nefundamental, pe ce argumente, ce facem cu acești oameni care efectiv sunt în situația de a avea 40% funcționalitate. Eugen, ce facem? Îi spunem că nu există COVID? Nu există. Asta este o chestie care este reluată întotdeauna, modalitatea de argumentare prin diminuarea. Nu, dar eu te întreb concret pe un caz punctual prezentat acum. Ce ai fi făcut tu? Ce a făcut și doamna doctor? I-ar explica care sunt posibilitățile, care sunt rezultatele pe care le-a avut. La urma urmei este decizia omului respectiv. Fiecare este în putere să ia o decizie pentru el însuși. Eu mă bucur că avem și astfel de medici care le explică oamenilor și le spune franc în față: domnule, noi ne batem pentru oameni mai în vârstă, pentru fiecare om. Sigur. Ce facem noi ceilalți cu România? Doar că decizia medicului nu putea fi impusă acelui pacient. El, la urma urmei, a decis să steie sau să nu steie, în funcție de cum simțea el că e situația. Deci, domnul Ferraru, care e punctul dumneavoastră față de atitudinea unui astfel de medic? Laudabilă. Dacă nu numai medicii ar proceda așa, nu știu cine, poate eu, poate alții din jurul meu, să gândească pozitiv și să încerce să conștientizeze. Eu, la locul meu de muncă, am stat de vorbă cu toți colaboratorii și am ajuns la o concluzie că este foarte bine să ne vaccinăm, să ne protejăm, și lucrul acesta s-a dus mai departe. Din om în om, din poartă în poartă, marea majoritate a cunoscuților mei au protejat și au înțeles. Ce ne facem cu oamenii care nu ajungem la ei? Poate ar trebui alții ca noi să le explic. Domnul Ferraru, simplu, avem nevoie de modele. Nu avem nevoie de gargară. Doar când facem gargară cu bicarbonat sau cu sare ca să plece virusul din gură, nu? Absolut. Domnul Truță, ce părere aveți despre atitudinea acelei doamne doctor? Asta e problema cu virusul ăsta, că din păcate, în unele situații, pleacă chiar cu gargară. Și de asta se creează atâta de rută, pentru că fiecare om speră că el va lua o variantă care pleacă cu gargară, cu ceai de mușețel. Că există și varianta asta, din păcate. Absolut. Domnule, te-am întrebat punctual. Ce părere ai despre atitudinea acelui medic? Medicul își face datoria
Dar vă mai spun o dată, eu știu opinii medicale care sunt relativ reținute. Deși medicii au rețineri de lor, ei au niște proceduri, bineînțeles. I-a recomandat acelui tânăr să se interneze pentru că avea plămânii afectați. E clar că cu o pneumonie severă, indiferent de ce a fost generată acea pneumonie, nu prea e bine să stai acasă. Vreau să mergem puțin mai departe. Revenind la generalul Naaman, oare mândria ne duce la pieire? Ce părere ai, Eugen? Posibil, în anumite cazuri. Nu cred că se aplică în cazul de față. Cum argumentez? Mie mi se pare că mândria, aroganța și de multe ori nesimțirea determină și manipulează în cultura românească. Nu știu dacă este un comentariu general sau trebuie să reținem în acest aspect al COVID-ului. Deci eu mă duc des prin piața volantă care e în jurul stadionului și vorbesc cu țăranii care aduc produse acolo. Deci, cum ziceam, ei sunt sceptici, absolut deloc nu sunt aroganți. Rămân în același fel, pentru ei viața la țară este ceea ce apropie de natură. Nu putem compara, noi ne uităm la sticlă și vedem pe televiziuni tot felul de cristești PSD care strigă tare, care jicnesc, care nu au bun simț, care urlă și ne strică urechile. Asta e întrebarea. Pe ăștia îi promovăm? N-am televizor, nu mă uit la televizor. Nu știu. Încerc să eviți că nu-ți place întrebarea. Probabil îți place să auzi astfel de chestii. Ferarule, ce părere ai tu? Nu, e greu de adus modele la televizor. Probabil modele pozitive, că modelele pot fi și invers. Probabil fuga după rating, după scandal, după ce a căutat românul în ultimii 30 de ani, acum își, mă rog, legem roadele a ceea ce am sădit. Nu pot să interzici unei televiziuni. Aici nu e vorba de interzicere, aici e vorba de înțelepciune. Trebuie să alegi cui să slujești, poporului sau unor cercuri de tip mafiot. Cred că la ora actuală românica noastră nu e departe de o organizare de genul ăsta. Nu știu. Nu știi? Nu vedem. Nici cu ochelari. E bine, e bine. Ce părere ai, Sorine? Putem îndrepta situația? Oricum, de la bun început, omenirea s-a raportat într-un mod apocaliptic la această boală și asta a generat foarte multă panică la nivel mondial. În mod categoric, aici eu mai cred că va trebui să ne obișnuim cu această boală pentru că se pare că vom trăi cu ea, dar nici asta nu mi se pare normal. Într-adevăr, e bine să tragi semnale de alarmă periodic, să avertizezi oamenii că sunt în pericol. Dar să nu-i avertizezi în permanență, pentru că oamenii nu sunt proști. Adică în permanență, omul dacă aude numai chestia asta, ea e nenorocită existența. În mod categoric. De aia eu militez pentru promovarea specialiștilor veritabili. Și nu cred că România duce lipsă de specialiști. Chiar mi-am propus să promovez o emisiune despre această pandemie cu un specialist din domeniu. Și când l-am invitat pe distinsul doctor la emisiune, mi-a spus că el nu intră la polemică cu unii și cu alții. Și are și dreptate. Când oamenii de o factură culturală îndoielnică, care nu înțeleg banalitatea de a asculta, de a respecta, după cine ne luăm? Eugene, după cine propui să te iei? Tu ca vul, pentru că, vezi, aici e o problemă foarte mare dacă ne luăm după cei care strigă tare să se audă. S-ar putea ca substanța să nu fie acolo.
Cred că consistent am repetat același mesaj legat de bazele pe care trebuie să le avem, fundamentele pe care ne bazăm deciziile. Deci și în acest subiect mă raportez din nou la nivelul natural. Deci eu consider că noi suntem niște ființe pe această planetă pe care am evoluat. Deci cu cât rămânem mai aproape și suntem mai ancorați de natură, cu atât suntem mai sănătoși, cu un sistem imunitar mai puternic. Deci eu nu consider că putem să divagăm foarte mult de această legătură cu natura și după aceea să pretindem că ar putea cineva să ne salveze viața cu niște pilule sau cu un vaccin. Nu. Eu mă mențin consistent pe direcția pe care am luat-o de când m-am născut. Încerc să fiu cât mai sănătos, mănânc sănătos, fac sport, refuz stresul sau îl limitez într-o mare măsură. Ce faci? Ce rău, cum reușești? Asta nu mi se pare ceva interesant. Cum refuz stresul? Ia, dă-ne rețeta. Nu-i așa, Sorine, că și pe tine te interesează și pe tine sunt ferarule. Chestiune de percepție. Oricum, e foarte relativ ce spune Eugen. Mă gândesc că el doarme totuși într-un apartament încălzit cu centrală termică. Mă gândesc că se spală pe dinți. Nu te-ai lăsat la reacord la Timișoara. Nu te-ai lăsat. Se spală pe dinți cu cea mai bună pastă de dinți posibilă și așa mai departe. Ori, dacă stăm să ne gândim în negul mediu, media de viață era de până în 40 de ani, adică se trăia foarte puțin. Deci oricum există... Să nu trec, Sorine. Ceea ce ai spus tu e extraordinar de important, dar ceea ce a spus Eugen e fascinant. El are rețeta nestresării. Te rog să ne-o spui și nouă, pentru că suntem mai mult decât curioși. Cred că... Și voi știți, desigur, vine și cu vârsta, da? Ne stresăm mult mai mult când suntem tineri și avem o altă perspectivă când suntem în vârstă. Deci am decis să nu mă preocupe foarte mult opinia altora despre mine, evit subiectele care îmi displac, deși am întotdeauna o mare plăcere să am discuții pe subiecte care sunt antagoniste în scopul de a le rezolva și mai ales cu niște oameni care sunt la un anumit nivel de la care pot să învăț și eu. Deci e foarte simplu și în primul rând, cum am zis și anterior, încercând să elimin frica. Deci consider că nu am de ce să mai fie frică. Cam asta e rețeta simplă. Rarule, care e rețeta ta de nestresare? Foarte interesant subiect ai introdus, omul. Într-adevăr, stresul, dacă îl eliminăm, vom fi alți oameni. Unii spuneau că stresul e constructiv, dar probabil până la o anumită etapă. Îl stresezi tu pe altul, nu altul pe tine. Nu, suntem bombardați zilnic, mă rog, unii, depinde de caracter, de profesie, de stresul zilnic. Nu știu, Eugen are o rețetă bună. Am înțeles că și-a închis televizorul. Da, cred că e o modalitate de a-și obține informațiile din altă parte și atunci nu mai este bombardat de țipetele din televizor din fiecare seară. Sorine, dragă, care e rețeta ta de nestresare? Există foarte multe metode să nu te stresezi. Important e să nu participi la conflictele care sunt în jurul tău, pentru că e abundență de conflicte, de jur împrejur. Fiecare se ceartă cu fiecare și e bine să eviți aceste conflicte cât mai mult. Asta e o rețetă de nestresare. Să eviți conflictul, pentru că noi trăim într-o societate conflictuală. Evident. Haideți că ne-am ajuns și la finalul acestei dezbateri. Cred că a fost o dezbatere vie, interesantă, mai reținută ca de obicei, pentru că e un război, așa cum spunea și Florian, un război mondial. Și aș vrea să
fiți foarte lapidari, ca în 30 de secunde fiecare să faceți o recomandare pentru perioada asta. Ce facem cu România noastră? Sorine, 30 de secunde că se închide emisiunea și nu vreau să o pierdem. Deci eu le doresc sănătate românilor și vorba lui Eugen, să ia rețeta lui Eugen. Să elimine cât mai mult frica. Adică dacă la primul strănut intri în panică și deja scrii testamentul, avem o problemă. Există posibilitatea să mori oricând, pentru că nimeni nu e nemuritor și modul în care ne raportăm acum la cei vaccinați mi se pare absolut halucinat. Parcă s-a găsit rețeta nemuririi. Și în primul rând pe cei vaccinați îi punem în pericol cu aceste mesaje. Eugen, care este părerea ta? Care este recomandarea ta pentru România? Eu aș reveni la acel exemplu pe care l-am dat. 30 de secunde. De țăranii pe care îi întâlnesc în piață. Ei par să fie oamenii cei mai echilibrați în acest moment. Sunt fericiți de roadele pământului, de munca pe care o depun, de faptul că se întâlnesc cu oameni în piață, au vecini cu care relaționează, trăiesc într-o lume care este total diferită de ceea ce trăim noi în aceste orașe în care alergăm singuri pe stradă cu masca pe față și ne e frică de umbra noastră. Cam asta. Floriane, care este recomandarea ta? 30 de secunde. Voi fi foarte scurt. Eu zic să ne întoarcem înapoi la pământ. La pământ vorbesc de la țară, la sat. Și așa cum spunea Eugen, să ne bucurăm de cerul de deasupra noastră și de aia țara noastră, cum spunea un mare scriitor. Cerul de deasupra casei mele e țara mea. Acum să ne întoarcem la ce este valoros pentru noi și familiile noastre și cu exemplul nostru putem deveni modele să ajutăm și pe alții. Mă bucur că am fost alături de prietenii mei, Eugen Sechei, Florian Ferraru și domnul Sorin Truță, într-o repornire a emisiunilor noastre despre suflet. Și vreau să spun că lecția pe care, în general, a luat-o prin ascultare, cred că dacă noi vom asculta de specialiști adevărați, chiar dacă nu toți gândesc la fel, vom face pași mari înainte. Doamne, binecuvântează România. Ai grijă de toți românii. Păzește-i de cei rău. Și dă-ne înțelepciunea ta care vine de sus și ne umple visteria. Binecuvântează-i pe români oriunde ar fi, orice ar face, cu multă ascultare. Doamne ajută și dă multă sănătate tuturor.